De Paște, Craiova va fi decorată cu flori anul acesta. Peste 500.000 de plante au fost pregătite în serele Regiei de Administrare a Domeniului Public, iar o parte dintre acestea deja au fost plantate. Se acoperă cu pământ și începe să se dezvolte. Deci aici nu este nimic semănat. Aici este dalie, tangetes, dalie. Și ea se dezvoltă când deja și-a făcut rădăcini, se plantează la ghivecele, după care se fac lucrurile cuvenite. Udat, fertilizat, tratamente fitosanitare. Și ea începe să se dezvolte, să se facă mare. Cum este acolo, îi plivim iarba, după care o scoatem afară. 300.000 de bulbi de lalea, 50.000 de narcise, zambile, crini și gladiole, aranjate cu mare migală în formă de mozaic sau forme geometrice, au fost transformate în adevărate covoare florale ce îmbracă acum centrul orașului, arterele principale și parcul Nicolae Romanescu. E foarte frumos. Nu sunt câini cum sunt în alte cartiere. Să nu poți să mergi. Venim în fiecare zi, nu numai azi. Și de dimineață și după masă venim cu copiii. Au unde să se joace, pe alei. Foarte frumos. Mulțumiți! În general, orașul Craiova, în ultimii 5-6 ani de zile, a suferit, eu știu, și niște investiții majore și chiar arată foarte bine. În special, Parcul Poporului și Grădina Botanică, care este... E foarte bine amenajată, condiții chiar foarte bune în general și pentru copii, și pentru tinere, și pentru cei vârstnici. Îmi place foarte mult în natură, vin, fac gimnastică, mă plimb, inspir aer curat, îmi place mult grădina botanică, mai ales cu lalele acelea foarte frumoase, cu, eu știu, în general așa, cu vegetația, mai ales acum primăvară, care e foarte frumos. Cea mai atrăgătoare este însă grădina botanică, care a fost transformată într-o veritabilă bijuterie naturală. Peste 6.000 de plante și arbuști ornamentali decorează cele 12 hectare de teren pe care se întinde aceasta. Din punct de vedere al RADPFL-ului au început amenajările florale și pe mobilier urban, zic eu, schimbarea tuturor elementelor de mobilier urban care să fie și estetice și cu patină și dacă vedeți și stâlpii de iluminat au o patină. Deci totul este destul de calculat. E nevoie de o conștiință a fiecăruia dintre noi. Este nevoie de o gândire și un bun simț al fiecăruia dintre noi și, la urma urmei, comportamentul nostru nu e numai pentru noi, e și pentru cei din jur, pentru natură. Toate florile care împodobesc orașul sunt aduse din serele proprii ale RADPFL Craiova. Nicoleta Tucă este inginerul care are grijă de fiecare plantă în fiecare zi. Fiecare specie de plantă necesită o îngrijire deosebită. Sunt plante care sunt sensibile la soare, plante care sunt sensibile la umbră, așa că fiecare specie necesită o îngrijire diferită. Este foarte greu pentru că niciodată nu poți să știi cu ce te confrunți. Poate să vină o vreme foarte instabilă și să mi-afecteze aceste flori. Anul acesta, autoritățile din Craiova și-au propus ca de Paște orașul să fie decorat doar cu flori.